Stimați concetățeni, mă adresez în primul rând vouă, celor care munciți, suferiți, celor care de fapt reprezintă Republica Moldova. Țara noastră există datorită vouă, nu datorită celor care vă conduc și fură din rezultatele muncii dumneavoastră. Mă adresez sutelor de mii de patrioți, fii ai neamului, care privesc și ne ascultă acum, inclusiv celor câteva mii care acum se află în fața Parlamentului și câteva zeci de mii care vor fi în timp apropiat. De 6 ani de zile, câțiva politicieni corupți și hapsini își bat joc de țară, de popor, de fiecare din noi. Oamenii simpli se simt mințiți, batjocoriți, furați, trădați, lăsați în voia soartei de cei care se numesc Alianța pentru Integrare Europeană. Pentru prima dată în istoria țării, 87% din cetățeni consideră că țara se mișcă într-o direcție greșită. Încă un record, 70% din populație sunt gata să protesteze, încălcând până și cadrul legal. Și uitați-vă cine ne conduce. Unul demis de pentru corupție, altul dat în căutare de Interpol, al treilea au fugit de la Coloniță sau Costiujeni, nu știu de unde. 2-3 mii de miniștri, idei nu au de domeniu pe care îl conduc. Ministrul apărării este un fost veterinar care vrea să ducă țara în NATO. Ministrul educației este un fost unionist și actual unionist, jurnalist care vrea să unească cu România. Ministrul ecologiei, jurist, ministrul sportului, filolog, ministrul construcției, polițist și așa mai departe. Voi, eurouniuniștilor, vă bateți joc de noi și distrugeți viitorul acestei țări. Sunteți o alianță criminală. Toți cei 6 ani de guvernare a dumneavoastră este o crimă non-stop. Din numele cetățenilor Republicii Moldova, vin cu învinuiri și declar următoarele. 1. Dumneavoastră ați produs cea mai gravă crimă contra poporului, uzurparea puterii în stat și capturarea statului. Ați venit la putere prin violențe și lovituri de stat. V-ați păstrat puterea prin intimidări și falsificări electorale, prin eliminarea din cursă a oponenților politici. Chiar și partenerii dumneavoastră străini recunosc că statul este capturat. Vă amintesc că uzurparea puterii nu are termen de prescripție și se pedepsește conform codului penal articolul 339, de la 10 la 15 ani. Schimbarea prin violență a urânduirii constituționale, decesul unei persoane, se pedepsește cu închisoare de la 12 la 20 de ani. 2. Dumneavoastră ați comis o trădare de țară. În 2009 ați ars drapelul țării, ați distrus sistema, parlamentul și președinția. Apoi ați renunțat la limba noastră strămoșească, la istoria națională, pe care le-ați înlocuit cu limba și istoria altui stat. Ați atacat valorile noastre tradiționale, religia, biserica noastră ortodoxă. Ați creat batalioane comune cu România, ceea ce este o încălcare gravă a suveranității naționale, fiindcă armata este stâlpul suveranității de stat. Și dacă urâți atât de mult Republica Moldova, de ce mai stați în Republica Moldova? De ce nu plecați acolo unde sunt familiile, banii voștri? De ce nu plecați în România, Germania, Elveția, Austria? Ce mai căutați aici? De ce vă bateți joc de popor pe care sincer îl urâți? De ce vreți lichidarea Moldovei? Cine v-a permis acest lucru? 3. Ați furat în proporții extrem de mari. Niciodată în istoria Moldovei nu s-au produs furturi de așa proporții. Miliardul pe care l-ați jefuit din bănci ne va condamna la 10 de ani de sărăcie cronică. Cele 18 miliarde de dolari pe care le-ați spălat prin bănci ne-au distrus încrederea investitorilor. Atacurile Raider, soldate cu pierderea a 100 milioane de euro, ne-au condamnat la marginalizare economică. Cele 60% furate din granturile și creditele externe, acești bani vor fi pe spinarea nepoților și strămoșilor noștri. Și asta v-a părut puțin. Acum, prin scheme criminale, jefuiți poporul prin majorarea tarifelor la gaz și energie electrică. De ce gazul de la Gazprom a scăzut de 2 ori, dar tarifele se scumpesc? Vreți să vă bateți joc în continuare și să luați de la oameni ultima bucățică de pâine? 4. Ați produs omoruri și alte fără de lege. Prima dată în istoria Moldovei a fost ucis un deputat critic al bandiților de la guvernare. Pentru prima dată în istoria țării, politicienii au participat la un mor colectiv în pădurea domnească. Vă dați seama unde ați ajuns? Prima dată a fost arestat un deputat, membru de onoare al adunării parlamentare Consiliului Europei. Mă refer la domnul Petrencu. Prima dată toți liderii de opoziție au dosare penale. Ori voi, cei care ați furat miliardul, stați bine, mersi la libertate. E timpul să plecați. În caz contrar, oamenii vă vor lua în furci. Acum oamenii încă cer demisii și dosare penale și angrei de pușcărie, dar mâine vor cere și vor proceda ca Ștefan cel Mare.
care trăgea în țeapă boierii. Iată ce faceți voi. Însă ce propuneți voi în schimb? Propuneți pacte în care recunoașteți, citez, pactul care voi l-ați propus, citez, politicile incoerente și lipsa unei viziuni de dezvoltare a țării, eficiența redusă a instituțiilor publice și subordonarea politică acestora sunt factori principali care au determinat un nivel înalt al corupției. Adică voi recunoașteți că toate fără de legile s-au făcut în anii voștri de guvernare. Și ce propuneți? Elaborarea unei agende comune și responsabilități reciproce ale părților. Voi ce, cu totul ați căzut de pe lună? Adică voi furați miliarde și chemați oamenii, populația, la responsabilitate comună. Ce fel de dialog? Ce fel de responsabilitate reciprocă? Ați dezamăgit întreg poporul, ați dat de gol și pe partenerii externi, care v-au tutelat și v-au acordat suport financiar și politic record pentru Republica Moldova. Acest lucru demonstrează și studiile de monitorizare externe. În premieră din anul 1991, Moldova a fost numită țara cu cel mai corupt sistem judiciar. Un dezastru total se înregistrează la capitolul libertatea presii. Potrivit datelor Freedom House, mass media Moldova nu este liberă. Majoritatea posturilor TV aparțin oligarhilor. Situația este gravă cu corupția. Indicatorii demonstrează acest lucru. Degradarea are loc la categoria competitivitate economică și așa mai departe. Și voi o mai faceți pe deștepții. Și vorbiți de istorie de succes. Moldova, sub guvernarea voastră, este istorie de dezastru. Dragi concetățeni, a trecut mai bine de un an de la semnarea acordului de asociere cu UE. Noi vedem deja rezultatele dezastruoase pentru Republica Moldova în urma semnării acestui acord. A trecut, de asemenea, un an de la descoperirea furtului miliardului din sistem bancar. Un an, domnule... Unde procuror general? Domnule procuror general, șefii de la CNA, SIS... Ne puteți spune după un an de zile unde este miliardul furat? Cine sunt vinovații? Cine trebuie să răspundă? De ce guvernatorul Drăguțanu nu este încă la pușcărie? De ce nu sunt anchetați prim-ministri din perioada furtului miliardului? De ce nu sunt numiți public demnitari de rang înalt care au beneficiat de credite neperformante de la Banca de Economie? Vrem azi răspunsul. Vrem azi să auzim nume concrete. Nu peste o lună, nu peste o săptămână, ci azi. Sau dați-vă demisia toți șefii de la Procuratură, CNA, SIS, dacă într-un an de zile nu ați dat nume cine sunt hoții. Groș v-am ținat, generalilor, dacă nu puteți găsi cine a săvârșit sub ochii voștri cel mai mare furt din istoria țării. Dacă organele de forță nu pot identifica, nu pot pedepsi făptașii care au furat miliardul, atunci astăzi, aici, acum, cerem demisia Procuraturii Generale, Procurorului General, SIS, CNA, sau vă faceți datorie, sau la revedere. Domnule Timofte, înțelegeți că pe dumneata nu te respectă nici liderii alianței, nici majoritatea cetățenilor. Propunerea noastră este următoarea. Domnule Timofte, ca să nu plecați în istorie cu porecla de rață mută și fără de voință, la sfârșirea mandatului mai bine demonstrați caracter acum. În aceste zile dați-vă demisia. Oricum veți pleca în curând. Încercați să plecați cu capul sus, voinicește, din propria inițiativă, nu ca un pensionar politic. Toată țara urmărește să vadă ce caracter aveți și dacă în general aveți caracter. Domnul Valeriu Streleț, eu i-am spus lui Streleț că va fi sacrificat până la Crăciun. Cel mai probabil nu va ajunge până la Crăciun. Dar, domnul Streleț, dumneavoastră sunteți al patrulea prim-ministru propus de PLDM în ultimii 6 ani. Niciunul nu a făcut treabă. Dumneavoastră ați avut șansa măcar ceva să faceți. Nu ați făcut nimic. Așa că dați-vă demisia singur. Domnule Candu, lăsați comentariile de 2 bani. Eu v-am spus și vă mai spun o dată. Ieșiți în piață. Vorbiți cu oamenii. Ieșiți în fața Parlamentului și vorbiți cu oamenii să vedeți ce impresie au ei despre politicieni. Astăzi, practic, niciun politician de la guvernare nu poate ieși în fața propriilor cetățeni, fără a fi păzit de bodyguards. Între popor și putere s-a format o prăpastie adâncă. Ratingul tuturor partidelor de la guvernare nu depășește nici 10-12%. Astăzi valoarea voastră pe scena politică este zero. Ați căzut ceva, mai ceva ca agrarienii din 1998. Și voi mai aveți glas? Mai aveți tupeu să chemați lumea la dialog? Nimeni nu vrea să vorbească cu niște pigmei politici care la următoarea alegeri nu vor trece pragul electoral. Apropo, asta este ironia sorții. În mai 2013 ați majorat pragul electoral. De la 4 la 6 să nu treacă socialiști în Parlament. Am trecut cu 20%. Acum voi sunteți acei care nu vă trece pragul electoral. De ce vă temiți de alegerea anticipată? De ce vă temiți de alegerea directă
a președintelui de către popor. După următoarele alegeri, sau mai devreme, vă așteaptă plecarea din Parlament, iar pe unii dintre voi îi așteaptă pușcărie. Nu vom clătina cu putere guvernarea până nu dăm jos toate crengile putrede și uscate. Poate dăm jos și niște copaci care suc seva din averea statului. Ajunge cât am răbdat. Jos alianța. Viața voastră politică va fi scurtă, dar detenția va fi lungă. Poporul Republicii Moldova merită o viață mai bună, dar mai întâi poporul vrea să-i vadă la pușcărie pe unii dintre voi. V-ați bătut joc de țară, de putere și trebuie să răspundeți pentru asta. Și veți răspunde mai repede decât își închipuie unii dintre voi. Vă mulțumesc!